Un ceas este un must. Un bărbat trebuie să aibă un ceas bun pe mână, așa cum o femeie trebuie să aibă o geantă bună. Există și opere de altă printre ceasurile de lux. Adică, clar că sunt anumite piese pe care le poți numi opere de artă. Cu siguranță că sunt niște ceasuri în care merită să investești și sunt o investiție. Așa că, dacă analizezi foarte bine piața și cunoști foarte bine, știi ce să cumperi și când să cumperi, cu siguranță că ceasurile pot fi o investiție. Într-o licitație ai garanția că toate lucrurile astea există și sunt verificate. Trebuie să vin într-o colecție limitată. E clar că atunci când ceasul este limitat și sunt un număr de piese, clar că valoarea lui oarecum va încerca să stea în preț. Sunt și colecții la care prețul crește, dar în general te uiți să fie o colecție limitată. În licitație, licitația întotdeauna pleacă de la un preț mult mai jos decât prețul real al ceasului și atunci clar că poate deveni oricând o oportunitate. În egală măsură e foarte importantă și istoria ceasului și documentele care există la el. Chiar este o licitație foarte bună, foarte multe ceasuri bune. Chiar aveți de unde să alegeți, atât pentru voi cât și pentru celor care doriți să le faceți cadou un ceas. Și cred că trebuie să veniți să vedeți, să vă uitați, pentru că aveți ce vedea. Chiar merită. Sunt ceasuri foarte valoroase și foarte frumoase. E clar că trebuie să adaptăm ceasul în funcție de activitatea pe care o avem în ziua respectivă și ținuta pe care o adoptăm. Trebuie să știi să porți un ceas și să fii un ceas care te reprezintă. Fiind în ton cu moda, dacă nu ai un Rolex, da, se spune că nu există. Da, iarăși vorbim, nu orice tip de Rolex. Un Rolex care să te reprezinte în primul rând, este ca și un tablou. Trebuie să-ți placă când te uiți la el, așa și ceasul. Trebuie să te reprezinte, să fie ceva ceea ce, eu știu, în care te regăsești, să spunem așa. Sunt pasionat de ceasuri, îmi plac ceasurile, la fel de mult cum îmi place și arta. Sunt surprins să descoper și contemporan niște lucrări bune, atât ceasuri foarte frumoase, noi, modele noi, foarte adaptate, dar sunt un tip care optez pentru clasic, în general. Să oferi un ceas și un ceas important trebuie să fie cineva drag. E clar că trebuie să ții la persoana respectivă, să-i faci un ceas valoros, pentru că în această licitație sunt ceasuri valoroase, ceasuri cu adevărat frumoase și bune. E bine, trebuie să știi cui oferă acest ceas, trebuie să merite și, în egală măsură, nu pot să spun un ceas aparte. Cert este că sunt foarte multe ceasuri care, clar, au un impact. Atât de timp cât îi faci cadou unei domnișoare, unei doamne, un ceas atât de valoros și de frumos, clar că va avea un impact asupra persoanei care va primi.